Bun găsit, dragi ascultători, sunt numerele 3, 6 și 9, cheia secretă a Universului. Despre asta vom vorbi astăzi. Dacă ai cunoaște măreția numerelor 3, 6, 9, atunci ai avea cheia Universului, mai spunea Nikola Tesla. Afirmația lui Nikola Tesla, un binecunoscut om de știință care deține brevete pentru mai mult de 300 de invenții, este o informație foarte, foarte interesantă. 80% din tehnologiile utilizate de oameni pentru activitățile lor de zi cu zi în întreaga lume sunt inventate de nimeni altul decât Nikola Tesla. Oamenii au crezut că este superstițios de când a făcut nenumărate experimente și practici misterioase, dar adevărul este că a descoperit o ideologie miraculoasă. Noi ni-l imaginăm pe Tesla având niște obiceiuri interesante, cum ar fi să meargă de 3 ori în jurul unui bloc, de 3 ori înainte de a intra în clădire, sau cum își va curăța farfuriile cu 18 șervețele. El a locuit în camere de hotel doar cu numărul 3. De ce făcea asta Tesla? Ce descoperea? Este de fapt un om superstițios? Nu, noi nu credem că este superstițios. A descoperit un fenomen care operează Universul. Iar în acest articol, material video, vă vom dezvălui câteva fapte interesante despre numărul 3, 6, 9. Știm cu toții că matematica nu este inventată, este descoperită. Ori acceptăm sau nu, 1 plus 1 este egal cu 2 sub orice formă, deoarece este o lege universală. Astfel, puterea sistemului 2 binar funcționează prin dublarea numerelor începând de la 1. Acesta este tiparul biologic urmat în dezvoltarea celulelor și a embrionilor. Celulele noastre se înmulțesc de la 1 la 2, apoi cu 4 și 8. De exemplu, 16, 1 plus 6 egal 7, 32 vine 3 plus 2 egal 5, 64, 6 plus 4, care este egal cu 10, care este din nou, atenție, 1. Dacă privești întreaga serie, îți va oferi un model de genul 1, 2, 4, 8, 7, 5, 1, 2, 4, 8, 7. Și așa mai departe. Acum partea misterioasă este că dacă continuăm să facem acest lucru, nu vom găsi niciodată cele trei numere, atenție, 3, 6 și 9. Ele sunt de fapt dincolo de acest model. Dacă formăm un model folosind seria spusă mai devreme, vom obține o cifră după cum se menționează, unde 1, 2 și 4 sunt controlate de 3, unde 5, 7 și 8 sunt controlate de 6, iar întregul model este stăpânit de 9. Este oare numărul 9 guvernant al Universului? Haideți să încercăm să dublăm 3. Vom obține 6 și după ce dublăm 6, vom obține 12. Acum adunăm 1 plus 2, care ne dă 3. Vom obține din nou 3. Acest lucru va continua și nu veți găsi niciodată 9 nicăieri. Dacă dublăm, de exemplu, numărul 9, vom obține 18, 27, 36, 72 și așa mai departe, ceea ce oferă o sumă de 9 și indiferent cât timp facem acest lucru, acesta va concluziona că 9 este unic și puternic printre celelalte numere. Următorul fapt interesant este că dacă însumați toate numerele inclusiv sau excluzând 3, 6, 9, rezultatul va fi 9. Haideți să vedem un exemplu. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 ne dă 45. Deci, în concluzie, 4 plus 5 este egal 9. Acum, 1 plus 2 plus 4 plus 5 plus 7 plus 8 ne dă 27, adică 2 plus 7 egal 9. Este un model biologic explicat mai sus, cum este 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 7 plus 5. Sper că acum înțelegeți că 9 este unitatea tuturor și este Universul în sine. Nikola Tesla cunoaște unicitatea lui 9 și a stăpânit-o, dar din păcate a murit înainte de a dezvălui lumii acest adevăr. Probabil s-ar fi gândit, lucrurile nu ar trebui să cadă totuși pe mâini greșite. Cine știe, ar fi aplicat acest secret pentru cele 300 de invenții ale sale și chiar mai mult. Să vedem câteva fapte uluitoare despre numărul 3, 6, 9.
360 de grade în cerc, adică 3 plus 6 egal 9, semicercul este de 180 de grade, adică 1 plus 8 egal 9, apoi 9, 0 egal 9, apoi 4, 5, 4 plus 5 egal 9 și continuă. Pătratul, 90 ori 4, 360, 3 plus 6 egal 9, triunghiul, 60 ori 3 colțuri, 180, 1 plus 8 egal 9, la fel și pentagonul, hexagonul și o sumă de unghiuri interioare de heptagon și octagon vă va da numărul 9. Planetele explicate din sistemul solar sunt 9. Pământul este a treia planetă din sistemul solar. Tri, Ratna în budism, Buddha, Dharma și Sangha sunt de numărul 3. În creștinism avem Sfânta Treime, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, tot de 3. În islam avem 786, adică 7 plus 8 plus 6 este egal cu 21. Și acum concluzia, 2 plus 1 egal 3. În hinduism, Trimurti, Brahma, Vishnu și Shiva este format din 3. În jainism, 24 de Tirthankaras, 12 luni, 24 de ore și 60 de minute, 60 de secunde. Culori primare, roșu, albastru și verde. Iisus s-a rugat de 3 ori în grădina Ghețimanii. Petru l-a negat pe Iisus de 3 ori înainte de răstignire. A fost așezat pe cruce în a 3-a oră a zilei 9 dimineața și a murit la a 9-a oră a zilei 3 după amiaza. A fost întuneric timp de 3 ore de la 12 până la 15. Iisus a înviat a 3-a zi. Și așa mai departe, 3 cumva este spectaculos. În Biblie, răstignirea Marcu 15 din 25 are loc la a 3-a oră, adică 9 dimineața, iar moartea lui Iisus are loc la a 9-a oră, ora 15. Cu toate acestea, în Ioan 19 din 14, Iisus este încă în fața lui Pilat la ora a 6-a. Conform Bibliei, omul a fost creat de Dumnezeu în a 6-a zi. Alfabetul tamil are 12 vocale, 1 plus 2, 3, 18 consoane, 1 plus 8, 9. O combinație de vocale și consoane, 216, adică 2 plus 1 plus 6, 9. Și un caracter special care are 3 puncte. Există 18 sidaruri, adică oameni intelectuali care au apărut din Tamil Nadu. Și în hinduism există 6 locuințe precum Murugan, unde Pashani este al treilea dintre cele 6 în care se află o statuie construită de Bogar Sidar, care constă din 9 trăvuri mortale. Din faptele spuse mai devreme, 369 pare să fie un număr decodificat. Este un limbaj criptatoare al Universului. Știu că o mulțime de întrebări ți-ar putea trece prin minte, dar putem spune că 9 este Universul în sine, o energie, vibrație și o frecvență, 3, 6, 9. Cum funcționează codul Tesla? Și da, există chiar un cod. Codul Tesla funcționează datorită minții noastre conștiente și a conștiinței noastre. Mai pe scurt, oamenii și-au imaginat ce vor și au folosit mintea conștientă pentru a se concentra asupra acelui rezultat, iar Universul a făcut ca rezultatul să devină realitate. Iar puterea de a executa acest rezultat este codul Tesla. Creierul meu este doar un receptor în univers. Există un nucleu din care obținem cunoștințe, forță și inspirație. Nu am pătruns în secretele acestui nucleu, dar știu că există, mai cita Nikola Tesla. Odată ce ați înțeles codul Tesla, veți putea trăi viața la care ați visat. Puțin înțeleg cu adevărat ce a vrut să spună Nikola Tesla, cel mai mare inventator al istoriei, prin referința sa criptică la dacă ai cunoaște măreția celor 3 numere 3, 6 și 9, ai avea cheia Universului. Prin metafora gândurile lui Dumnezeu, Einstein a înțeles un sens matematic, și anume, inima lui tângea după ecuația sau algoritmul din centrul planului cosmic. Este important să reținem că Einstein a mărturisit credința în Dumnezeul lui Spinoza, adică Einstein l-a identificat pe Dumnezeu cu natura. Astfel, prin metafora minții lui Dumnezeu, Einstein a lăsat să se înțeleagă instrucțiunile cosmice cu care natura spune Universului cum să funcționeze.
magnificența lui 369 are în vedere poziția istorică a cercului ca simbol al infinitului. Finalizării, nu este de mirare când compoziția unui cerc este redusă la rădăcina sa digitală, rezultatele fiind 3 plus 6 plus 0, adică 9. Cartea Naturii este scrisă în limba matematicii. Galileo este considerat părintele științei moderne, în primul rând datorită acestei înțelegeri mărețe. Cu toate acestea, în ceea ce privește matematica, Fitagoras a spus lumii cu ani în urmă acest lucru: numerele conduc universul. Într-un efort de a nu cădea prea adânc în gaura de iepure a matematicii, trebuie doar să știm că teoria numerelor admite o perspectivă. Teoria numerelor, care stă la baza matematicii, tratează în esență numerele prime, ADN-ul lumii numerelor. Totuși, pe măsură ce primii merg, la fel cum ADN-ul din corp este format din 3 subunități chimice secvențiate, 3 la un moment dat în gene, tatăl tuturor numerelor prime este de fapt numărul 3. Numărul 3 servește ca singurul număr care este egal cu suma tuturor numerelor precedente, 0 plus 1 plus 2, care de asemenea dă 3. Când 3 este adăugat la sine, rezultă cel mai mic număr perfect, și anume 6, și când 3 este pătrat, rezultatul este numărul care completează numerele dintr-o singură cifră din sistemul decimal, mai cunoscut și sub numele de numărul 9. Pe scurt, pentru că matematica este limbajul universului, iar esența matematicii constă din numere, este evident că teoria numerelor face doar ecou faimoase expresii latine: Omne trium perfectum. Tot ce vine în 3 este perfect, sau fiecare set de 3 este complet. Ulterior s-a descoperit cele 3 elemente ale universului, adică tot 3. Energia întunecată, materia întunecată și materia normală au explodat în existență împreună cu tripletele, spațiu, timp și materie. Ulterior, spațiul tăiat în 3 dimensiuni, timpul tăiat în 3 faze, iar materia tocată în 3 stări. Desigur că pentru fiecare specificație a materiei care a apărut, și-a găsit reacția egală și opusă în antimaterie. Abia o astfel de opoziție binară și-a găsit sinteza în acel și unul atât de important, rezultând astfel 3 entități. Universul nou născut ar fi putut începe râvna de creștere mult prea așteptată. Ulterior au apărut și principalele părți ale unui atom: neutroni, protoni și electroni, formate doar din 3. Odată cu extinderea universului au apărut 3 tipuri principale de galaxii. Desigur, în aceste galaxii se află stelele și planetele, ale căror rezultat este de 3 forme de obiecte masive: galaxii, stele și planete. Pe fondul unei astfel de formări, cele 3 legi ale mișcării lui Newton erau la îndemână. Departe, în viitor, la o galaxie îndepărtată cunoscută sub numele de a treia stâncă de la Soare, 3 forme de legi naturale ar intra în vigoare. Etapa a fost stabilită pentru problema cu 3 corpuri. Cu puțin peste 3 miliarde de ani în urmă, viața și-a făcut apariția, măreața pe scenă a lumii. În cele din urmă, materia ar dezvălui organisme înarmate cu trioul nașterii, vieții, dar și a morții. Un moment important în povestea vieții a venit prin intrarea unei cianobacterii în diferite linii de plante, de 3 ori, iar ulterior a evoluat într-un cloroplast. În cele din urmă, arborele vieții a răsărit în 3 domenii. Înțelegerea acestui material este că ajungem în vârful icebergului. Dacă vorbim despre iceberg, metaforic, popularizat de Freud, nici măcar el, contrarianul suprem, înarmat cu noțiunea sa de psihic în 3 părți, ar fi îndrăznit să încerce să infirme puternica legii 3. Nici măcar cei 3 patriarhi ai Bibliei, Avram, Isaac și Iacov, nu ar fi găsit vină în puterea legii 3. Nici măcar cei 3 mari ai filozofiei grecești, Socrate, Platon și Aristotel, nu ar fi îndrăznit să se lupte cu teorema născută din codul matematic pur. La urma urmei, genius Turner s-a născut la 3 și 03 dimineața, anul Leap Day, ceea ce înseamnă că 3 din 4 ani îi lipsește ziua de naștere.
Există ceva în asta mai mult decât natural, șoptește Shakespeare din mormânt, dacă filozofia o putem afla. Într-adevăr, orice gânditor sensibil se gândește la al treilea ochi. Ați văzut, aici am vrut să ajung, de ce și cum descoperim universul. Vocea oamenilor este vocea lui Dumnezeu, mai spunea un vechi proverb. În extremul Orient se aflau trei învățături ale filozofiei chineze, confucianismul, taoismul și budismul. Nu în ultimul rând, Orientul Mijlociu este leagănul celor trei religii abrahamice, iudaism, creștinism și islam. În ceea ce privește creștinismul, dat fiind faptul că un număr uimitor de oameni au mărturisit istoric loialitatea față de această religie specială, aproximativ 33% din populația lumii, ocazie ce va observa modul în care legea celor trei pătrunde în cea mai mare poveste spusă vreodată. Atât de răspândită este puternica lege a numărului 3 încât nimeni nu poate scăpa. Deci, în concluzie, numerele 3, 6 și 9 chiar sunt secretul din univers, codul secret descifrat din univers. A înțelege cu adevărat ceea ce am spus mai devreme este a conștientiza că logica are 3 legi fundamentale. Și ce să vă zic mai mult de atât? Trageți și voi concluzia. Aștept comentariile dumneavoastră, noi ne auzim puțin mai încolo, așa că stați aproape pe Descoperă Tot. La revedere!